Conducerea Spitalului Județean Buzău împreună cu șefa secției de pediatrie a organizat astăzi o conferință de presă în care au explicat situația gravă cu care se confruntă în acest moment. Numărul mic de medici pediatri face imposibilă acoperirea gărzilor. Conducerea spitalului a încercat în nenumărate rânduri să determine medicii să își îndrepte atenția către unitatea spitalicească. Am considerat că ar trebui să ne întâlnim în această formulă pentru a vă explica realitatea la Spitalul Județean legat de secția pediatrie și, în primul rând, pentru acoperirea gărzilor de la UPU Pediatrie. În schema de personal avem 7 medici, care până acum 3 zile era acoperită integral. Și din cei 7 medici, 2 doctorițe au intrat în prenatal, iar a treia doctoriță este pensionară cu prelungire, căreia medicul de specialitate i-a spus că nu mai are voie să facă gărzi, mai ales să stea pe timp de noapte. Ajungând în această situație cu 4 medici care ar trebui să acopere cele 30 de zile, după caz 31 ale lunii, să acopere gărzile. Ceea ce nu se poate este inuman pentru dânsii. Vrem pe această cale să încercăm să mediatizăm și să încercăm să facem un front comun, sensibilizând alți medici pediatri de la nivelul județului, poate și din țară, care ar trebui să vină, să fiind din județ, ar trebui să ajute Spitalul Județean, contract, bineînțeles, prin acest contract de gărzi care îi se va face, să fac o gardă două, astfel încât să acoperim aceste gărzi. Vreau să vă spun că la nivelul județului Buzău sunt în contract cu casa 19 medici. 19 medici pediatri. Deci, dacă din aceștia ar face o singură gardă, am avea turele acoperite la gărzi. Noi am făcut toate demersurile necesare, am ajuns să facem contract cu o firmă de recrutare, o firmă mare de recrutare, personal, medical, la nivel național, și am încercat pe această cale să vedem ce posibilitate avem și dacă o să găsim pe această cale medici. În acest context, copiii sunt primii care au de suferit, iar părinții înțeleg greu situația. Medicii și conducerea spitalului fac un apel către doctorii din județ să ofere o mână de ajutor. Activitatea noastră în Spitalul Județean, până acum 7 persoane și acum 4 persoane, nu se rezumă doar la activitatea din UPU Pediatrie. Noi avem și secția de pediatrie, unde trebuie să consultăm și să facem externările. Asta facem zilnic de luni până vineri, iar și în weekend ar trebui, dar zilnic facem externări. În același timp, de la ora 8 până la ora 15, prin rotație, consultăm și în UPU Pediatrie, inclusiv ambulatorul. Asta facem în 4 oameni acum, de la 1 martie. Ăsta este motivul pentru care noi nu putem acoperi toate cele 30 de zile. Ar însemna că să facem 8 gărzi de fiecare, ar însemna peste 30 de ore de activitate pentru fiecare om într-o gardă, dar apoi în 30 de zile, 31 de zile. Fizic nu putem asigura un act medical calitativ. Și atunci avem nevoie de ajutor măcar în gărzi. Noi ne ocupăm în continuare de secție, asigurăm gărzile în weekend, dar în timpul săptămânii de la ora 15 până la ora 8 dimineața avem nevoie de ajutor din partea altui medic specialist, pediatru sau medic de familie care are și copii în listă. În fața acestei situații, conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău spune că încearcă să găsească soluții pentru a reduce, pe cât posibil, numărul zilelor fără gărzi. Conform calculelor, 5-6 zile dintr-o lună rămân descoperite, dar reprezentanții spitalului speră să atragă medici din județ care să vină să facă gărzi în perioada în care cei 2 medici pediatri vor fi în concediu.